scâr cu bere, scâr cu drog, scâr cu aseară, mi-am rupt fața. Bună dimineața și bună dimineața, ora 19, ne-am trezit cu dimineața în cap. Vă pun mariusicii mei, astăzi suntem în turneu cu toți oamenii care ne suportă. Băieții, nu știu că am luat duba, vă pupăm. Plecăm în Bulgaria. Ce se întâmplă, mariusicii mei, începem vlogul ăsta mai pe putere. Am vrut să vă arăt ce am făcut în ziua de azi, dar n-am apucat. Eu cu Mădălin mergem pentru că avem un eveniment privat, deci dacă vreți să vă dansăm, doamnelor, vreodată sau ceva. Mamă, deci mie cum mi se vede burta noastră, cicatrice aia pe piept, înnebuniți. Deci noi nu spunem nimănui că am luat duba, vreți să vedem cine se uită la vlogul lui Drăcea. Da, da. Primul care ne scrie, bă, unde p***a mea ați fost? Da. Ăla... Ești la bucătăria noastră. Frate, deci are 2000 de kilometri în plus de când am venit din turneu bun. Mamă, ce-i în bordul ăla acolo, urlă necazurile. Acum am văzut și-o becurile. Eu cu Mădălin mergem că avem un corporate. Undeva unde merge Mădă? Nu vreau să zic. Orașul, adică gen zona? E lângă Brașov, sat Săcele. Stai mă, nu e în Poiana Brașov? Nu știu, Săcele se numește zona, dar e un, o să vezi, un resort de la șmecher cu da, spa, poate merge la spa. O, frumos, mamă, și nu mi-am luat, las că tot în kilos. Așa, mergem să facem niște stand-up comedy la 11 noaptea după ce o să fie DJ-a la băutură. Mamă, ce chef, cred că oamenii de noi, nu mai știu de capul lor. Și Mădă a venit să mă ia cu duba, că a zis, dacă tot o avem noi, e păcat să nu mergem, să mai plătim rata aia acolo, mai știi cum merge treaba. Eu am păcălit o filmare până la ora asta, ce? E unul foarte aproape de mine, frate. Da. Nu mai ajung. Mă, da, a fost băiat, a pus echipamentul astea, a venit, m-a luat, bă, ăsta, bă, frate, mare, mare ghinion au mulți când nu-l cunosc pe Mădălin cu adevărat. Dacă treci de m***a la aia, știu că toată lumea zice, bă, nu fi pe m***a la azi, ne f***e filmarea astea. Nu dăm nume, nu dăm nimic. Problema este că am decis să plecăm la ora asta, ia uite, trafic, mânca, ceac, zgura ta, dar e bine. Mă, dă, cum crezi că o să fie acest eveniment private? Sunt 60 de oameni. Așa. Ceea ce, să nu uităm de unde am plecat. Corect, e bravo. E un show cinstit. Da. 60 de oameni ne-au spus că recomandă în jurăturile, ceea ce, să nu uităm de unde am plecat. Da. Am mare încredere că va fi un show bun. Doamne ajută. E firmă de... Vă zic că o să urc primul. Să văd ce bețivi sunt, să întreb una alta, după aia te prezint. Om, și... televiziunea, om, pentru care ați da, 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 ca să zic că, mamă, ce material avea asta și să vin să-i bag la somn, să zică cum am văzut un comentariu pe TikTok la un băiat. Am văzut un show de 25 de minute cu băiatul ăsta, n-a râs nimeni. Ceea ce știm că minți că tot timpul râd eu dacă nu râde nimeni. Pe bune, dacă te iubea, le ștergeam. Mă rog, vă mai arătăm de pe drum, vă prezentăm, poate mergem diseară la spa, la o bere, la astea. Mâine, Mădălin, la cât plecăm, căci eu și tu, din câte știu, ai niște trebiță mâine. Da, ca să vezi cum e viața asta, tu la 12 ai filmare, eu la 12 am medic de familie. Hai sururu! Da, eu zic pe la un 8-9 dimineața, în funcție de micul dejun, vedem. Oh, crezi că după show de azi ne mai dau ăștia mic dejun? Găsim așa bine crezi că o să iasă? Găsim noi ceva ce a rămas. Eu presim că la cum o să fie show direct în dubă și înapoi să ne bucurești, să nu mai deranjăm oamenii. Eu cum ajung, beau o bere să fiu sigur că rămâne. Lasă că stau eu treaz. Dar chiar pe cazare, pentru că este un vlog cu o cazare de care nu te-ai ocupat tu? Da, e unde avem show. E, lasă-mă să ghicesc, avem doar o cameră? Nu știu. Am înțeles. Cred că da. Pentru că ar fi ciudat să avem două camere, adică eu ce fac, eu cu cine vorbesc înainte să mă culc? Dar vii la mine, faci noapte bună de la mine și te culci în camera. Și mă duc și mă culc dincolo. Bun, e cu ei, frate, chiar dacă avem două, frate, se pare că e sărăcie. Vă mai arătăm noi de pe drum, vă mai alea, uitați-vă acum la Porsche ăsta obraznic. Oh. Vă pun mariusicii mei, excursia continuă în continuare, America Express. Like dacă vreți să vedeți nebun. Bă, da chiar, la începutul clipului, vă rog eu mult de tot. Bă, dați un like acolo. Hai să facă vlogul 3000 de like-uri minim, nu, așa tot. Hai să facem 10.000 și să nu respectăm promisiunea. Opa. Probabil vă întrebați ce am mai făcut, nu știu, cred că de vreo oră n-am mai filmat așa. Suntem tot pe drum, n-am găsit nicio benzinărie. Probabil o să găsim când ajungem, când ne apropiem de locație. Dar trebuie să mâncăm și noi un sandvișan, un cipsan, o gură de apă, ceva acolo să mai luăm un sucalete. Oamenii la care mergem ne-au chemat de la 7 la masă. Drăcea, nu, că eu am de filmat chestii. Aș fi venit cu mare drag la masă, credeți-mă că nu sunt genul care să refuze, mă știți. Dar n-am putut, s-a terminat mai târziu sala. Mergem în schimb pe drum, acum vedem ce o să mai întâmple acolo. Și frații noștri de la Luca. Uite în față. Păi asta nu e, da, bine, aici putem să luăm. S-o prim să luăm un Luca, un loc de covrigi, de sandwich de alea. Nu mai, frate. Hai să luăm un Luca, vezi, te mint că e mai bun. Imediat mergem să ne luăm niște obraznici. Scârb mariusicii mei, am zis că decât un sandwich de la benzinărie, mai bine niște obraznicături de astea ce mănânci, frate. Ai lei, ce-i place? Ce-i place covrigi, Luca? O baghetă de asta. O baghetă de asta obraznică. Foarte bun sponsor pe dubă, să garantăm Luca.
Sincer. Noi chiar vă mâncăm, Luca. Și chiar puteți să ne dați o grămadă de produse să le luăm cu noi mereu și să le dăm. Să arăs un meniu complet aici, cu priveliște frumos, ia uitați. Wow! Frumos, tată. Cum e, mă, de ți-a plăcut la restaurant? Sunt prea deștept pentru secolul acesta. Patronul Luca a făcut poză, uite-i. Ești vedetă, mă. Poftim? Facem TikTok acolo? Eu nu, e filmeze vlogul lui Drecea, e ca Dorian Popa asta. Și apărăm și noi? Dacă vreți. Ai ceva de promovat? N-am, serie 1. Puțin scurtit pe MV și jate pe 7. Te pupăm, rege. Așa are rostul după 2 ani de radio să mă rămân. Așa te simți pe interior. Suntem tot pe drum, Mariusicii mei. 34 de minuțele și ajungem la corporate să vedem ce facem. Ajungem, mergem direct, vedem sunetul. Dar n-ai zis că e surpriză? Noi dacă mergem la scenă acolo, cum mai e surpriză? Da, păi nu, că avem țașafuri. Intrare. Și pare că e petrecere chei, dacă intrăm acolo. În prima oară mergem și le punem etilotestul să vedem cât de beți sunt invitați. Că eu dacă... e cumva Deci Battle, revine pe YouTube. Lasă că ajungem acolo, vedem, poate întâi rezolvăm cu ce am creat, după aia păcălim un duș și după aia coborâm ca Rockstar. Vezi, facem un halaci în papuci dacă ne dau ăștia aici? Nu, dar ăla care coboară se schimbă repede în halat și să uită la celălalt. Și trabuc așa frumos. Care că cobor tu, scap, te doare în de vă stai pe spate, bere, semințe, Caterin, calea și lasă-l pe Bogdan acolo. Și după aia, ce s-a întâmplat? Bară de acolo camera sau camerele, cine știe, nu cred, dar prezint că este camera. Vedem și un pic de la spectacol și pe aia ce face, mamă, parcă vă distracție, femei, mamă, voi n-aveți idee cum e cu noi seara. Ăsta e ca oameni din stand-up, da, bă, job. Eu trebuie să mai aici mai mic de 7. Știu. Bobo, să tai asta, că n-a râs nimeni. Sau să-l editezi pe Drăcea când râde la ceva. Parcă și vă direct după spectacol o porție de cartofi prăjiți cu șnițel după sacea. Direct în păturică până în gât aici și somn, mâncați și vreodată. Bă, cât timp n-ai zis ora la care am mâncat la Luca, e ok să mai bagi niște cartofi prăjiți după. A fost acum 90 ore, nici mai știu cât am mâncat. Dimineața, păi, dar vă arătăm, deocamdată uitați, suntem aici în pădure. 32 de minute mai sunt. Bată che Dumnezeu să che bată, mă. Vă lăsăm că noi ne punem să ne uităm pe Twitch la Mirel Popinciuc. Da, hai, să vă intrați la Mirel Popinciuc că face live-uri pe Twitch acolo. Dați follow, subscribe, și like, dacă, share. Și dacă noi ne uităm, puteți și voi. Și voi vă puteți uita. Vă pupăm! Sper, Mariusicii mei, iată, ne ajungi la probabil cea mai corectă cazare vreodată în viața asta. Aici este o cartelă de curent. Nu știu dacă ați mai văzut vreodată. Am râs că am mers la recepție și era un domn în vârstă și l-a văzut pe cârge mai țărână. Așa i-a întins cartela și face: asta este o cartelă de curent. Poate e prima lui zi aici și zis, n-are cum. O zi tu cum pui curent pe cartela asta, că nu înțeleg. Ia vedeți aici frumos. Ce cuibușor de nebunii. Ia vezi tablou aici frumos. Aici apat cu oglindă să-l văd pe modă dacă respiră noaptea. Uite, mă, ți-a pus acolo scorbură să faci în care noaptea. Da, chiar ce asta? Hai, du-l pe aici, ok. Bun, și aici să vă prezint și cealaltă parte. Bătătul meu. Cârge se uită la televizor și se face rău dacă se uită cu capul acolo. Aici ia biletul, refresh. Ia uitați, măsuță de make-up, frumos. E balcon, mă? Cred că e balcon. Ia vezi. Ia uitați view, ce frumos. Cam un tricou pe mine ce nu trebuie arătat. Natura, băi, și cealaltă 200 de balcone. Arăt tricou. Astea-s tricourile alea, le punem noi la vânzare? Nu la vânzare, le veți găsi doar la show-uri, oameni buni. Ia. Cine-s, mă, bărbații ăștia? Ia stai, ține-l, lasă-l drept, că-l du-o în doi, lasă-l normal. Ia vedeți cu semnăturile lui Dorian Popa și Eli Gami. Aici pe modă l-au așteptat deja cu un tricou, că știau cum e el. Cum te bășiți? Las. Da, mă. E tricou de la spate, repede în comentarii ce e, Card, Kanye, Van sau Jordan? Ia să vedem. Jordan, am nimerit! Nu vine să cred, dar nu v-am arătat ce e mai important și anume toaleta. Căcănescu! Vezi că binescu! Dacă luam eu cazarea asta, eram cel mai mare terminat manager. Ești, dar n-are legătură cu cazările. Ia, exact ca tația în vacanțe. Primul lucru, dă drum la televizor. Te telecomandă. Au venit în două cutii pachetul, într-una televizor, într-una telecomandă. Ia, sună acum, comandați. Ca orice vacanță. Exact, ca orice vacanță. Știi când mergi într-o țară străină și nu înțelegi nimic decât teleshopping? Mamă, ce rău a ajuns Lora.
Da, Mariusicii mei, ne pregătim, mai avem o oricică până la pestacol. Nebune și noi să facem un duș, un căcănesc, un alea, revenim cu update. Scăr, Mariusicii mei, am făcut un duș, mă rog, mai mult eu, Mirel nu prea a făcut. Ne pregătim să mergem la pestacol, amând, se pare că a lăsat Mădălin cartela de curent înăuntru. Și noi în camera. Noi am avut la etajul 1 frumos. Acum mergem jos acolo unde se ține petrecerea. Ia uitați-l. Cartela ați scos. Ia uite-l. Nici eu n-am încredere niciodată și eu tot timpul trag. Dar chiar, frate, vreau să te întreb. Am vrut să fac un beat despre asta. Tu încui ușa de acasă în funcție de pentru cât timp sau unde pleci? Da. Că și eu dacă cobor până la market, dau de două ori jos. Dacă știu că plec de acasă, toate jos, toate sus. Eu uneori, între noi, așa pe vlog. Dacă plec până jos să duc noi sau la market, nici nu închid. Ah, bun. Am vlog ok. Nu stau, știu unde. Eu știu unde stau, eu de-aia încui. Mi-am dat seama de o chestie, dacă sunt oameni hoți, am avut niște probleme cu cada și am fost să opresc capa de acolo, la bloc. Așa. Și mi-am dat seama că așa, și după aia mi-a venit în cap să zic lui Gange, că mi-am, bă, data viitoare când plecăm de acasă, ca să nu mai riscăm să se întâmple ceva, hai să oprim apa. După care am zis, nu, eu ca hoț. Eu m-aș duce acolo să văd cine are apa oprită, bravo, de ce pleca de acasă. Bravo, bravo. Nu lăsați apă, că dacă plecați, va din contră, porniți-o mai tare. S-ar părea amuzant, știi, să oprești apa, dar să oprești pe toată coloana ta, știi, nimeni pe partea aia să nu mai aibă apă din cauza ta. De ce mergem la mașină, mă, dă? Să aducem scule, că noi facem show-uri profi. Chiar dacă este un show corporate, noi vom avea microfonul nostru. Mădăline, eu vin de la filmare mare de la Betano și tu mă iei. Pe lângă lumină punem și o rotire gratuită. Vedeți că m-am lăsat un cadou în bio, ăsta îl punem story, bobo. Hai că vedem, hai să cărăm, bă, că mi-ești. Dar și dacă am ajuns cei mai mari comedienți din lumea asta, să-mi bă, nu, tot ai montat tu ceva acolo, cumva. Să sun pe fiecare, să... Asta e. Mamă, dar ce frig e. Mă gândesc numai la maică-mea, să-i geacă, să-i geacă, hai bre, lasă-mă, că nu trebuie mie geacă. Ia uitați. Efecte, că n-ai ieșit. Ia. Motherfucker, I've been mortified, 45, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize. Bobo, vreau să fiu la mare. Vreau să fiu la sala palatului. Vreau să fiu la o nuntă, într-o horă. Bun, Bobo, mulțumesc de edit, frate. Salut, Bobo, pentru că tu editezi foarte mișto mai mult. Nu. Salut, Bobo, pentru că tu editezi foarte mișto mai mult doritor pe vlog. Salut, Bobo, vreau să demonstrez României că tu ești cel mai tare editor din Europa. Acum sunt în Helsinki. Wow! Și acum sunt acasă la Cârje. Ce miros. Acum sunt la comics. Am glumit să vă dăm mult pe 23, 24, 25, să mă rog. Vă pom, Mariusicii mei, nu mai sunt Helsinki. Sunt aici cu Mădălin, ce încărcăm după un spectacol absolut onorabil. Vezi că cinstit, mă dă. După filmare. Ce notă ai dat la spectacolul ăsta? 8.50. Bă, și eu la fel, un 6.50 corect. Da, nu, pentru un corporate a fost mai mult decât cinstit. Oameni foarte drăguți. Foarte drăguți oamenii, vă mulțumim, drăguți, da. Mulți care nu au fost la stand-up, ceea ce eu cred că i-am adus cât mai mult în cadrul ăla. A, e cel mai bine, da. Ei, pentru că am fost bubunete. Râdea de mine în gură că nu fac sport și gâfâie mai rău ca mine în gură. Da, mă, de la alcool. Da, și cardiac. A, sau așa, da. Cream că zicem același lucru amândoi. Am terminat pe stacolul și acum mergem să mai stăm noi cu oamenii la un șpriz la asta. Am văzut că manele de alea împuțite. Îmi place că îți dai seama de nivelul de distracție la un party, că există anumite manele și există manele împuțite. Când, adică când auzi de la cineva Dani Mocanin, guten morgen, guten morgen, guten tag, guten, știi că o să fie o petrecere bună. Și noi mergem într-acolo, haide! Sunt aici cu mătă, Dumnezeu să-l ierte pe răbuța. Zici că ești direct la pomană. Lasă ca bingo! Să-l aplaudăm pe Antonio! Bine, Antonio! Petrecerea e în doi și Mădălin e în platouri. Ai lei! O oră mai târziu! Dar arăți exact ca băiatul ăla de la țară. Zici că ești Gianni de la Sfierbin să-mi va... Ia zi, mi-a dat pachet. Mădălina acum se face care treabă, dar știe că trebuie să meargă la cântat. Ia da, e băiat bilet, ai lei. Noi am pus sos de la 5 Oh, leu, Mădălin, haide. Haide. Mădălin,
mădă. Hai, hai mădă. Hai mădă. Hai vino încoa. Hai mădă că vin versurile. Opa. Ce melodie avem? Perfect. Hai mădă. Hai mădă. Hai mădă. Imediat să-și facă curaj, 2 secunde. Bine mădă. Să fii doar cu mine. Suntem pregătiți. Ce cineva piesa? Bine. Dacă nu știți, copiii voștri o știu. Să dați mai încet pe trecea. 1, 2, 3 și... Cărbunăți industriale, femeia ta îmi dă în coale. Asta doar drumuțare, eu și echipa mea am mic și la vânătoare. Dați-mi frumos, gata, mulțumim, am prețit niște super. Mai pot să mără. Vreți să-l aplaudăm pe Mădălin câteva din inimă? Cel mai timid băiat din Europa, mulțumim! Uitați! Băi, adevărul e că a fost foarte... A fost foarte... expresiv, așa. Foarte decent. Da, să vedem ce ne-a pregătit. Ia să vedem. Scăpăm de Olteanu ăla de pe ecran? De tine zice. Salut, Mariusicilor! Este două noaptea. Look at this dude! Să nu bagi asta, Bobu. Salut, Mariusicilor, e două noapte, haideți să jucăm un joc. Unde este Drăcea? Este A, în patul de vis-a-vis? Exact, nu. B, este la baie? Nu. Sau C, este un bețiv și a rămas în continuare să asculte manele? Răspuns corect. Eu mă voi băga la somn pentru că sunt șofer mâine. Lui Drăcea nu-i pasă și ascultă Țancă Uraganul. Jos. Apreciați valorile cât timp le aveți în viață, prieteni, pentru că Drăcea nu știu cât mai duce în ritmul ăsta. Vă pup și vă doresc o seară frumoasă. Pa, Mariusici! Ne vedem dimineața la mic dejun, dacă ne trezim. Foarte! Hai că e târziu. Știu că ești obosit, dar asta este. E rău, Mădăline. La cât ai culcat? La 4. Hai, lei. Hai, ne vedem de pe drum, Mariusici. Hai, lei, ce-am băut. Ce-ai pus pe story aseară, Bogdane? Mai lei, ce-a pus, mi-au crescut urmăritorii. Trebenim de pe drum. Vă pup, Mariusicilor, am preluat eu vlogul. Știți că mai mereu Drăcea arată camera, cum arată colțul lui super ordonat și colțul meu. Iată colțul meu, da, vedeți? Și priviți aici. Priviți cum a intrat a meu la ora 4 noaptea, chiloți aruncați pe aici, tricouri. Mamă, Mădăline, îmi e rău, simt... Am palincă pe gât, mi-e rău efectiv, nu știu. Cum să bei, mă, palincă la 29 de ani? Direct borală, nu știu. Doamne, ce e aici? Și că a fost mare sex, aseară ne-am îmbătat și am sărit unul pe altul. Uite, dar și ditea mai patul i-am lăsat. Uitați pe ce chicineață am dormit eu, doar pentru că-l iubesc, frate. Semne bune, anulare, bună dimineața. Dimineața, eu sunt ursul să înceapă concursul. Cum ești, frate? Mi-e rău. Am petrecut azi noapte, dar vă mai povestesc din mașină. Da, da, seara cine a avut primul concert? Vai, lei. Aoleo, am cântat aia cu sus. Opa, aude, am mai băut altcine. Azi că vă mai prezinte din mașină. Ia. Mamă, ce frumos se vede, frate, muntele în spate. Și asta, mă, după Mercedes. Hai că nu e ora 9:30 și la 11 trebuie să fii la Shelly. Hai că e bine. Nu te mai potoleam, hai în cameră, mă, dă-l. Nu, frate, că vreau să vreau să mă distrez cu viața. Hopa. Haideți cu mine spre București. Scâr cu bere, scâr cu drog, scâr cu aseară, mi-am rupt fața. Borală. Mariusicii mei. Și acum am zis că tu să dai așa sau să dau un jeleu de la pageam așa. Mariusicii mei, am plecat spre București, astăzi filmăm cu Shelly. Vă iau cu mine în vlog? Niciodată nu există, mi-e foarte rău. Îi povesteam lui Mădă și am să și filmez să o povestesc. Deci, cum eram eu aseară rupt în gură, am băut palincă, am băut shoturi de dracu, știe ce am băut, și multă bere. Și înainte să plec așa în ultimele mele momente, adică nu mi-am dat-o cu inconștiență, dar eram băut. Poftiți să rămână. Și zic că am întrebat-o pe o fată de aici care a fost foarte drăguță, adică ne-a ajutat mereu cu tot ce am avut nevoie, nu știu ce. Și am zis, mai e cumva vreo șansă să fie o urmă de mâncare pe undeva? Și am zis, ce mâncare vrei? Felul 2, felul nu știu ce. Și zic, desert? Și am zis, dați-mi un aperitiv, vă rog, din inimă. Eram și băut, dar n-am înțeles nimic din ce am mâncat. Ăsta de fapt am filmare cu el când mânca. Eu am mâncat la, înainte să mă să mă cu la 1, la 2, acolo l-am mâncat eu. De ce? Și apoi rău și atunci. Stau cu 2 ore după. Bă, n-am înțeles. Știu de ce am mâncat, erau foietajele alea, nu știu ce dracu erau, dar parcă aveau gust, parcă n-aveau gust, erau așa. Și după aia la un moment dat o bucată era
ca o ruladă sau ceva. N-am înțeles cum e, era textură de pâine, dar era carne. Sincer, dacă ai jucat jocul ăla să ghicești ce mănânci. A, niciodată. No. Și cea mai tare e, acolo am zis nebe. La un moment dat, nu știu, era ca o pâinică cu ceva deasupra așa. Am zis, bă, cred că e merdenea cu șuncă. Asta ce și m-am uitat în beția mea, zic, 100% e o merdenea cu o felie de șuncă peste cea, că cum mai mănâncă oamenii, știi? Bă, era ceva, o somon, dar de la naș pe acolo, mă gata în gură și instant l-am scuipat așa. Și am vrut să mănânc pâine, dar nu puteam, că puțea pește, nu mai aveam nicio șansă. Și am mai băut o bere și azi noapte bună. E momentul să ne retragem. Dar mulțumim pentru primire, a fost super mișto și show-ul foarte frumos, da. A fost drăguț. Da. Mai mult decât decent. A ieșit absolut decent, sunt chiar curios ce am mai filmat aseară. Am cântat Fire Gang. Care, de ce puneți clipuri pe YouTube că scaraoke dacă nu se face cu roșu când trebuie să cânți? Că ne-am încurcat, ne-am încurcat foarte rău. Oare să fim alimentate aici? Ce asta? Nu știu, dar trebuie să mai bag, sunt pe roșu. Range 111, hai mă ce e nebuit. Până la o benzinărie cinstit avem. Ia vezi? Funerare Petcu. Vedeți și voi în linkul din descriere, oameni buni, că plecăm în turneu. După asta e ultima oară când e goală, așa liniște în ea. Din noiembrie, direct, de obicei e liniște, doar că... Da, doar că se doarme, miroase a bășin. Miroase a bășin. Da, vedeți că avem un turneu foarte mare. Man. Care nu s-a postat încă cu totul. Pe 13 noiembrie anunțăm bombele. Pe 13 noiembrie anunțăm bombele. Pe 12. Deci, la câți oameni mi-a scris mie de Cluj, dacă nu veniți să moară, să facă, să dragă, de mai vorbesc vreodată cu cineva. Hai, vă mai iau de pe drum. Ziceți voi de nu, munții ăștia sunt direct motivul pentru care România este frumoasă. E frumoasă. Păcat că e locuită. Nu ne mai face mine. Avem titlul la episod. Ca la noi la nimeni. Scârc cu bere, scârc cu troc, scârc cu aseară, dar în fața e venială orală. Suntem în continuare pe drum Marius și Cimei. Nu mai știu când am mai pornit vlogul. Cred că pun bazuga sau ceva. Ne îndreptăm spre filmare cu Șelinachis. Face un clip Talentino. Ai așa momente în care... Da, nu se recomandă, dar mai stai pe telefon uneori. Și în cazul în care te gândești, dacă mă vede poliția, ce scuze fac? Am pățit să iau amendă pentru un telefon în trafic, da? E mereu am asta, bă, nu, dar sunt cu mama la telefon și are mare nevoie de mine. Că mereu pregătesc de asta, ce aș putea să zic, să mă ierte. Eu n-am avut niciodată chestia asta, adică de fiecare dată când am gherlit-o, da, am zis, da, îmi pare rău și nu m-a iertat nimeni niciodată. Murea, mă, dacă ești așa, bă, tu știi, tata? Pe mine m-a prins când am luat amendă, dar și prost, stăteam în trafic, eram pe la Romană, bă, și era aglomerație rău de tot și vorbeam cu vorbim pe FaceTime. Părea direct că fac live. Severin. Da. Și mergeam gen, băi, eram cu telefonul așa și am mergeam așa câte un pic puș-puș, dar vorbeam cu el. Și la un moment dat aud, uuu! Și mă uit în stânga mea, direct mașină de poliție, trei polițiști înăuntru, mi-a făcut semn să-l trag pe dreapta și a fost o doamnă polițist, care n-am avut nicio problemă, că, dar era ce m-a deranjat că... Eu sunt misogin, dar... așa, nu, ce m-a deranjat e că m-a certat. Aia, și m-a deranjat că ars-o prost, așa că am zis așa, actele, nu știu ce, cu așa, zic, da, îmi cer scuze, stătea pe telefon, am zis, da, îmi pare rău, aia, căcat, dați-mi amendă, nu știu. Și asta, în timp ce îmi scrie amenda, face, știți că n-aveți voie cu telefonul la volan, nu? Și eram, dă-te în mea, cred că oricine știe, da. Deci de asta m-ați oprit? Nu e voie? Deci cadavrul din spate e ok? Mama, bine, să nu ziceți că nici cu bere nu e voie, că dacă îmi puneți ăla, mi-l dau peste cadavru, să mor, să rup de băutură. Ce-am mai luat odată pentru parcare la Cluj. La Cluj? Da, în care... Unde e? Avem șoc pe 31? Opa. Nu putem să spunem încă. Vezi că vine, stai, dă-te și pe dreapta. Băi, lasă telefonul! Eu, te ferici, mă, Dăline, chiar conduci impecabil, multă baftă la examenul, ți-o rezi, băi. Dar am văzut un TikTok care, bă, m-a amuzat, dar așa din nimic, stăteam în pat așa liniștit și era unul care conducea cu mașina noaptea și scria acolo când piști traseul, dar ieși un pic să te liniștești. Și conducea. Băi, acum nu, eu nu prea știu multe limbi, dar sunt românii atât de funny pe texte, da, bă. Meme urgent pe videouri, sunt o grămadă de videouri pe TikTok. Nu ți-i spre nimic video ăla. Bă, bun. Și au un POV, un POV din ăla, fanii rău. Da, bă, da, da. Români, da. Vă felicit, suntem o nație. Nu Caterinca. Eu nu. Că Caterinca. Știu că să fie comentariu. Unde ești, omul ăsta în cârșă?
sunteți o nație de oameni amuzanți și vă felicit. Când am spus emisiune nouă, care se numește Culpa Comună. Așa. Vă rog, dacă aveți niște timp liber acum la finalul vlogului, că sigur e ultimul cadru, că nu mai trage nimic grasul, a ieșit Culpa Comună cu Popinciuc și cu Mirica, o emisiune foarte șmecheră. Următorul invitat posibil să fie Drăcea? Ai lege, îmi place să vin la emisiune. Am condus fără mâini, te rog, da, să nu bagi. Am filmat. Spuse poliția. Aoleu, Mădăline, ce emisiune. Acolo pe YouTube, Culpa Comună. Cum se aude? Culpa Comună. Oh my god, link în descriere, nu, maybe. Nu se pui, nu se pui. Hai, vă pup și vă iubesc. Hai, ce mă trage în tranzit. Cum era să-și vă pup, vă iubesc. Mars pe YouTube, să trage de vă. Vă pup, Marius, cei mei, i-am arătat lui Mădălin unde stă stresul. Yes. Wow. Venim să dăm o gheară. Mergem cu Mădălinuț. Mă lasă și el și-a mutat programarea doctor întrucât întârzie și dânsul. Noi mergem acum direct la Șelinachis să facem un clip Talentino. Ăsta a fost vlogul Mariusicii mei. Cred că este destul de lung. Wow. Noi avem super multe corporate-uri. Dacă vreți, vă mai iau. Fiți atenți. Dacă lucrați într-o companie sau dacă sunteți o companie, arătați vlogul ăsta acolo și ziceți: băi, vrem stand-up cu nebunii ăștia doi. Deci avem cortină, avem boxe. Tot am adus. Nu trebuie să faceți nimic decât să ne faceți plata. În rest, e totul pregătit, tot plus, ce trebuie. Dacă plus aveți manele, e un plus. Uite, poate băgăm acum un video cu Drăcea. Ok? Asta vă... Așa mă, stai că ne-am luat cu altele. Bun, Mariusicii mei, mulțumim din suflet că ne-ați urmărit. V-am zis, dacă vreți corporate-uri în formula asta, dacă nu, noi nu mergem. Deci dacă orice corporate are cârje, eu vin. În afară de alea de le-a făcut cu băieții și eu n-am fost. Două, trei deja, câte ai? Așa. Sau dacă vin eu, neapărat vin cu cârje. Sau dacă îmi scrieți pe Instagram și vreți să vin, doar eu vin. Problemă. Eu da, pot să vin. Mădălin, facem permutări de câte doi. Eu cu Mirel, eu cu Dobrota, eu cu Florin. Ce, păi ai avut de aia de bețiv, eu da, o să vin. A dat cu râgâială un pic. Hai, pa, Mariusicilor. Vă pupăm, vă iubim. Ne vedem în toată țara. Te iubesc. 2, 3 și scâr cu bere, scâr. A, am zis lapte, scuze, mi-a rămas. Vă pup, Mariusicii mei. L-aveți zis de glumă special de un an, vedem cum merge. Bă, bun, nu, Bobo, nu mai face ce ai făcut, știi tu. Nu ascultă Bobo de toți terminații. Bă, toți. Nu, chiar nu băga asta. Ok, ai cu gagica mea, am înțeles. Ai așa pedeapsă, că și tu pui story-uri cu mine și nu le ștergi. Dacă vreodată mai ești obraznic, dacă caut eu în toate bruturile alea, te omor. Dau ușa cu nenumici gagi, glum ochii pe mine, paparații totul magii. Dacă e bat-o la hotel, jumoria mea care și s-a trezit din blu. Cu frații pe trec, no!